Bun. Se vede sharing-ul? Încă nu. Ba da, cum se vede. Da, se vede. Gata, se vede? Super, super. Bun, astăzi începem capitolul de integrale de suprafață. Ca și în cazul integralelor curbilinii, și acest tip de integrale se împarte în două, în funcție de obiectul pe care îl integrăm, deci ce anume integrăm, suportul rămânând același, adică o suprafață. Astăzi o să facem integralele de suprafață de speța întâia. O să începem cu o parte de mini-teorie de reprezentare, ce înseamnă suprafețe, ce înseamnă parametrizări pentru suprafețe, și o să mai dăm și de niște noțiuni, mă rog, nu neapărat noi, dar în fine, pe care nu cred că le-ați folosit în ultima perioadă, și anume produsul vectorial. O să vă readuc aminte ce înseamnă în cazul în care l-ați uitat. Teoretic l-ați făcut în liceu. Exact ca în cazul integralelor curbilinii, ne ocupăm întâi de noțiunea de parametrizare. De data asta, parametrizarea unei suprafețe. Imaginați-vă, nu știu, un cartof, un ou, e vorba de coajă. Suprafața înseamnă acea frontieră a unui obiect în trei dimensiuni. Deci, cea mai bună reprezentare, părerea mea, este un cartof, pur și simplu. Deci, coaja acelui cartof, pentru că nu are nicio formă regulată, să putem să încadrăm cartoful în cine știe ce formă cunoscută de coadrică, este o imagine foarte bună a noțiunii de suprafață. Ce înseamnă să parametrizez o suprafață? Păi, haideți să ne amintim ce însemna să parametrizăm o curbă. Curbele puteau fi în dimensiune 2, deci într-o submulțime a lui R2, într-un plan, sau puteau fi în spațiu. Deci puteam să am o curbă, un fir de ață, o sfoară de grosime foarte, foarte mică, în plan sau în spațiu. Fiecare punct de pe respectiva curbă avea două coordonate carteziene, un X și un Y, prin care reprezentam punctul respectiv. Parametrizarea însemna să găsesc un T, deci un alt parametru, unul singur, cu ajutorul căruia să pot scrie ecuația curbei respective. La capitolul suprafețe se întâmplă același lucru, doar că, atenție, am nevoie de doi noi parametri pentru reprezentare. Deci, în loc de o valoare, un parametru T, o să am nevoie de doi parametri, am notat generic în această prezentare cu U și V. Deci, o suprafață sau o pânză se poate parametriza dacă se găsesc două cantități U și V, astfel încât coordonatele fiecărui punct de pe suprafața respectivă să se scrie în funcție de acest U și V. Deci noțiunea de parametrizare este aceeași, doar că mergând în R3 avem nevoie de doi parametri. Parametrizarea asta înseamnă posibilitatea de a reprezenta această suprafață cu ajutorul a doi parametri. Deci din trei coordonate să trecem în două, cum ar fi. O să vă rog frumos să vă obișnuiți începând de astăzi, de la cursul de astăzi, cu scrierea vectorială a parametrizării. Ce înseamnă asta? Să specificăm cu ajutorul versorilor axelor de coordonate I, J, K, scriși clasic, așa cum îi găsiți și în matematică și mai ales în fizică, să scriem reprezentarea vectorială. Deci, parametrizarea noastră pentru o curbă era ceva de genul gamma de T și scriam cine este X de T, Y de T, eventual și Z de T, dacă eram cu o curbă în R3. În cazul nostru avem un R de U și V, nu mai este gamma, este schimbată notația, cu trei componente X de U și V, Y de U și V și Z de U și V. O să vă rog să vă obișnuiți să o scrieți vectorial. Înseamnă pur și simplu precizarea componentelor în funcție de versorii axelor. Nu înseamnă altceva. Din punct de vedere grafic, foarte bine ar fi să înțelegeți cam toată partea asta de materie cu o reprezentare grafică foarte clară în minte. Chestia aia albastră, am numit-o eu cartof. Deci, suprafața respectivă, coaja acelei mulțimi, este suprafața care trebuie parametrizată. R de U și V este, după cum observați, cum se numește? Când leg originea unui sistem de axe de coordonate cu un punct din spațiu. Vector de poziție. Vector de poziție, corect. Deci este un vector de poziție acest R de U și V, dar nu pentru un punct, ci pentru toate punctele de pe această suprafață, de pe coaja cartofului. În momentul în care fac această trecere, deci punctul respectiv de pe suprafață avea trei coordonate X, Y și Z, prin care era unic caracterizat, în momentul în care găsesc un U și un V prin care să pot să reprezint absolut toate punctele de pe această suprafață, acești doi noi parametri U și V, practic, ocupă un domeniu în plan. Da?
În cazul curbilinilor, T-ul ăla ocupa un domeniu din R, adică un segment. Dacă vă mai aduceți aminte, în momentul în care parametrizam o curbă, T, parametrul meu, stătea într-un interval AB de pe axa reală. În cazul ăsta, R îmi face legătura între punctele de pe suprafață cu trei coordonate X, Y, Z cu un domeniu plan care are, evident, coordonate, fiecare punct are coordonate U și V. Deci, când desfășor, în ghilimele, acea suprafață, acea coajă a cartofului, obțin acel domeniu D din plan. Planul, bineînțeles, că are coordonate U și V. Deci, asta este asocierea mentală, că altfel n-am cum să vă prezint. Da? Deci, e ca un fel de desfacere, în ghilimele, cu ajutorul unor funcții matematice. Coaja cartofului se reprezintă în plan. Trecem în altă dimensiune, trecem într-o dimensiune mai mică întotdeauna. Parametrizarea asta face. Reduce numărul de variabile necesare determinării fiecărui punct. Bun, exact ce am spus în cuvinte, v-am și scris. Practic facem asociere a tuturor punctelor de pe suprafață cu punctul corespunzător din domeniul D. Și bineînțeles va trebui mai departe, când calculăm integrala de suprafață, să facem trecerea și din punct de vedere al integralii. Deci punctele de pe suprafață, ce anume integrez, voi trece, o să vedeți, într-o integrală dublă, adică pe acest domeniu al parametrilor U și V. Există noțiunea de parametrizare carteziană. Este o parametrizare extrem de folosită în momentul în care suprafețele mele au legătură cu quadricele, cu ecuațiile pe care le-am făcut la capitolul de integrale triple. Deci în momentul când avem o mulțime, o suprafață cunoscută, cu ecuație cunoscută, gen elipsoid, paraboloid, con și așa mai departe, deci ce am făcut noi la capitolul respectiv, dacă vă mai aduceți aminte, ecuațiile generale ale acestor figuri au o legătură între X, Y și Z, mai puțin la cilindru, unde aveți numai două necunoscute, nu trei, pentru că asta este forma particulară specifică cilindrului. Deci, la majoritatea quadricelor aveți legături între X, Y și Z. Da? Ecuații. E, din această ecuație, în funcție de, mă rog, cine este și axa de simetrie a figurii, evident, voi puteți să scoateți una dintre necunoscute în funcție de cealaltă. În general, se scoate necunoscuta care are legătură cu simetria. De exemplu, dacă avem X, Y, Z și Z este axa de simetrie a figurii respective, putem să scoatem Z în funcție de X și Y. Să-l scriem pe Z ca funcție de X și Y. Da? În momentul în care am o reprezentare de acest gen, pot să folosesc parametrizarea numită carteziană, adică să las pe loc pe X și pe Y, sunt U și V, cum ar fi, și să lucrez cu această funcție Z, care este tot de două variabile. Deci, practic, parametrizarea se face prin această înlocuire. Una dintre variabile este funcție de celelalte două, deci am făcut parametrizarea, am redus numărul de variabile. În loc de x, y, z, voi avea x, y și o funcție de x și y. Parametrizarea de acest gen este foarte utilă în momentul în care cunosc suprafața, cunosc ecuația gen quadrică și mai este utilă dintr-un punct de vedere mecanismul prin care voi lucra etapele de la integrare sunt mai simple un pic și mai fixe, ca să zic așa. O să vedeți imediat și în exemple și pe partea de teorie ce se întâmplă. Reținem că și în cazul suprafețelor, parametrizările pe care noi le facem nu sunt unice, sunt doar cele mai uzuale, eventual, da? Deci puteți întâlni în alte situații, în alte materii, în alte cărți, alte parametrizări ale unei suprafețe anume, nu vă speriați, e foarte, foarte posibil. Vă spuneam la integralele curbilinii că segmentul este cel care are cele mai multe parametrizări posibile. E, și în cazul suprafețelor, să știți că există mai multe parametrizări. Și, evident, în momentul în care știm ecuația unei suprafețe, pot să determin parametrizarea ei sau reciproc. Știu parametrizarea, pot să determin ecuația generală a suprafeței. Pe noi, în acest capitol, ne va interesa, pornind de la ecuația suprafeței, să determinăm parametrizarea pentru a lucra în continuare integrala corespunzătoare. Da? Pentru a ajunge la etapa în care chiar calculăm și determinăm elementele în ordine, ce anume trebuie calculat, cum anume trebuie gândit pentru integralele de suprafață, trebuie să introducem câteva noțiuni noi, și anume plan tangent, vector normal și o să vedeți încă câteva noțiuni de acest gen.
Bun. De ce v-am făcut din nou asocierea cu cartoful? Pentru că mi se pare cea mai sugestivă. Cum reprezint fiecare punct de pe cartof? Am notat un punct oarecare cu P0 acolo. P0 se află la intersecția a două curbe, nu orice curbe. Observați că le-am colorat, sper că se vede cât de cât, cu verde și cu, mă rog, roșu ar fi trebuit să fie acolo. Care este legătura? Pe suprafața cartofului am un punct. Punctul respectiv se află la intersecția a două curbe. Curbele alea cui corespund? Uitați-vă în figura din plan. Corespund celor două drepte paralele cu axele de coordonate. Intersecția lor vă dă punctul în plan. Adică exact cum se procedează la coordonate carteziene. Cum determin coordonatele carteziene ale unui punct? Păi duc din punctul respectiv o paralelă la OY, o paralelă la OX și am determinat în mod unic punctul în reper cartezian. Exact așa se întâmplă și aici, numai că axele nu se mai numesc OX și OY, ci OU și OV. Da? Deci, fiecărui punct de pe această suprafață, de pe acest cartof, îi corespunde în domeniul D, în domeniul parametrilor, un punct. Până aici totul bun și frumos. Cum determin eu în mod unic acest punct? Cu ajutorul vectorilor tangenți. Așa cum la funcțiile de o singură variabilă, în fiecare punct la grafic aveți o unică tangentă, ok, dacă curba respectivă este netedă, da? La fel procedăm și în cazul unei suprafețe. Numai că, evident, nu avem cum să determinăm punctul cu o singură tangentă în punct, ci cu două. Aceste două tangente se numesc vectori tangenți. În figura voastră sunt notați RV și RU. Ce înseamnă vectorii tangenți? Păi, fiecare reprezintă tangenta odată la curba C1, odată la curba C2. Doi vectori care nu sunt coliniari formează ce? Un plan întotdeauna. Deci, acești doi vectori, RU și RV, formează, evident, obiectul numit vector, plan tangent la suprafață în punctul P0. Și în acest mod pot să caracterizez orice punct de pe cartof, de pe suprafață. În fiecare punct există un plan tangent la cartof. Minunat! Dar în matematică de obicei nu se lucrează cu cei doi vectori tangenți și cu ecuația planului formată de acești doi vectori, ci se preferă o modalitate mai simplă de reprezentare unică, și anume cu ajutorul vectorului normal. Ce înseamnă vector normal? Uitați-vă la cartof. Uitați-vă la cei doi vectori RU, RV și imaginați-vă că acolo aveți planul tangent. În mod unic, pe un plan, există un singur vector perpendicular. Poziția lui pe planul respectiv, evident că se poate mișca, dar perpendiculara pe plan, din punct de vedere vectorial, este determinată unic. Deci, în punctul ăsta P0, am o unică perpendiculară pe planul ăsta tangent. E, așa vom lucra, de fapt. Caracterizarea fiecărui punct de pe cartof nu o să o facem cu ajutorul planului determinat cei doi vectori, ci vom folosi acești doi vectori pentru a determina normala în punct. Și astea sunt elementele necesare în construcția, în etapele de rezolvare ale unei integrale de suprafață. Deci, pasul 1, vom parametriza suprafața. Adică vom scrie în formă vectorială de obicei, R de U și V, cine este? Deci cine este X de U și V, Y de U și V, Z de U și V. Pasul 2, vom calcula acești vectori tangenți. Cu ajutorul lor, pasul 3, vom calcula vectorul normal. Și apoi vom introduce aceste elemente în formula de calcul a integralei de suprafață. Bun, deci, haideți să vedem cum se calculează în primul rând vectorii tangenți și apoi vectorul normal. În punctul ăsta, dacă vă... abia am trecut de... figura cu cartoful, sper că o aveți încă în imagine, în cap. Într-un punct, ce înseamnă să calculez vectorul tangent? Să-i calculez cele două componente. R indice V înseamnă că derivez parțial parametrizarea mea în raport cu V. RU înseamnă că derivez parțial în raport cu U parametrizarea făcută. Asta înseamnă. O să vedeți și pe exemplu că este extrem de simplu. N-aveți ce să rețineți, e o formulă banală. Aici poate vi se pare ciudată pentru că am specificat în punctul respectiv. La modul general, vectorul tangent înseamnă derivare parțială a parametrizării în raport întâi odată cu V.
Da? Bun. Mai jos scrie ce v-am povestit pe desen. Din punct de vedere geometric, în loc de vectorii tangenți care formează un plan și ar trebui să determin tot timpul ecuația acestui plan, pot să lucrez cu forma vectorului normal. Și acum, cum se calculează vectorul normal? După ce avem parametrizarea și putem să o scriem efectiv și în formă vectorială, dacă vreți, trebuie să calculăm cei doi vectori tangenți, RU și RV, adică derivatele parțiale în raport cu U și cu V. În momentul în care am calculat acești vectori, vectorul normal, prin definiție, este produsul vectorial între RU și RV. Și vă rog frumos să rețineți ordinea în care scrieți parametrii. Dacă ați scris U și V pe poziția 1, pe poziția 2, la fel, în produsul vectorial scrieți și vectorii tangenți. Deci R corespunzător lui U în produs vectorial cu R corespunzător lui V. Deci nu schimbați locul, pentru că evident se schimbă toată povestea. Cum se formează acest produs vectorial? Este un determinant care trebuie calculat. Pe prima linie aveți vectorii de poziție, I, J și K. Pe următoarea linie aveți componentele vectorului RU, adică derivatele parțiale în raport cu U, și pe ultima linie aveți derivatele parțiale în raport cu V, adică componentele lui RV. Asta înseamnă produs vectorial. Și acum, în funcție de cum sunteți obișnuiți și cum vă place să calculați acest determinant, ori dezvoltați după prima linie, ori folosiți altă regulă de calcul, nu știu, triunghi, sarus, ce vreți voi, important e ca rezultatul pe care îl obțineți să-l puneți în evidență sub forma de o componentă pe direcția I, o componentă pe direcția J, o componentă pe K. Deci să puneți în evidență aceste obiecte, pentru că sunt componentele, cele trei, bineînțeles, ale vectorului normal. Da? Deci, după ce calculați treaba voastră cum, grupați ce ați calculat acolo în funcție de versorii axelor de coordonate. Deci, să aveți cele trei componente foarte clare. N1, N2, N3 le-am notat generic. Da? În momentul în care avem acest vector normal, putem să-i calculăm norma. Vedeți, pe ultimul rând v-am reamintit ce înseamnă normă. Radical din pătratul componentelor sale adunate. Și o să vedeți că la un moment dat vom avea nevoie și de versorul, nu acum, ci la integralele de speța a doua, versorul normalei sau versorul normal. Înseamnă pur și simplu vectorul N normat, deci componentele sale împărțite la norma sa. Da? Deci, în momentul de față avem schema următoare. Avem o suprafață, ne uităm bine la ea, o parametrizăm. Cum? O să discutăm imediat care sunt tehnicile de parametrizare folosite. Pasul 2, după ce am parametrizat, îmi calculez cei doi vectori tangenți, RU și RV. Pasul următor, calculez vectorul normal cu ajutorul acestui produs vectorial, respectiv calculăm acest determinant. Tot în pasul ăsta calculăm și norma vectorului. Pasul 3, vom înlocui toate aceste minunății găsite și calculate în formula de calcul pentru integrala de suprafață, de speța 1. Ce va rezulta? O integrală dublă, care la rândul ei se tratează cu metodele de la integrale duble. Deci asta este schema de lucru. Bun. O mică paranteză, ce înseamnă o suprafață orientată? Vom folosi foarte mult această minune data viitoare în cursul de integrale curvilinii de suprafață de speța a doua. Orientarea pe o suprafață, deci pe o coajă a unui obiect, pe o frontieră a unui obiect tridimensional. În mod normal, ca și în cazul cercului trigonometric, există o convenție. Orientarea pozitivă, prin convenție, este spre exteriorul acestei suprafețe. Orientarea negativă este spre interiorul suprafeței respective. Da? Cu problemele legate de orientare și de cum găsim orientarea corectă, o să ne ocupăm și data viitoare, că acolo folosim mai mult chestia de orientare, dar ca idee generală, în mod convențional, orientarea pozitivă înseamnă spre exteriorul suprafeței. Da? Bun, o să insistăm mai mult cursul viitor pe ideea de orientare și cum găsim corect această orientare a vectorului normal. Ajungem la partea dedicată integralei de suprafață de prim aspect. Ca și în cazul celor curbilinii, haideți să vedem ce integrăm, pe ce suport integrăm și care este formula de integrare.
funcții continue de trei variabile. Bun. Pe ce integrez? Pe suprafețe parametrizate. Deci, funcția este undeva deasupra în ghilimele și cartoful este pe masă, să spunem. Deci, integrez pe suprafața cartofului respectiv. Ăla este domeniul meu de integrare. Care este formula de integrare? Păi, formula de integrare leagă această integrală de suprafață de prima speță notată uneori cu o integrală simplă, alteori o să vedeți două semne de integrală. Depinde acum foarte mult de culegere, de profesor, de și așa mai departe. Nu are semnificația de integrală dublă, ci pur și simplu uneori o să vedeți că se pun două semne. De unde vă dați seama că nu e integrală dublă? Simplu. Uitați-vă la diferențială. Deci nu semnul că e 1 sau 2 sau câte semne ori fi acolo pe post de integrală contează, ci uitați-vă întotdeauna la diferențială. La o integrală dublă veți avea atâtea diferențiale cât permite domeniul de integrare. Aici, în momentul în care aveți integrală de suprafață și vedeți d sigma, d sigma înseamnă element de suprafață. Este analogul elementului de arc de la integrala curbilinii. Deci, că aveți un semn, că aveți două semne de integrare, nu trebuie să vă încurce. Vedeți că aveți o funcție de trei variabile, funcție continuă, ok? D sigma este elementul de suprafață. Deci chestia aia va fi sigur integrală de suprafață, de prima speță. Cu ajutorul parametrizării o să treceți din f de x, y, z în noile variabile u și v, înlocuit evident în forma lui f, și d sigma, elementul de suprafață, este norma vectorului normal, și cele două diferențiale de U de V, pentru că așa le cheamă pe noile voastre variabile. Observați că există o analogie destul de mare între forma acestei formule de integrare și cea de la integrala curbilinie de prima speță. Acolo aveam parametrizare cu un singur parametru T, integrala devenea Riemann, integrala de la A la B, din nou se înlocuia forma de parametrizare în funcție și pe post de DS aveați normă din gama derivat, dt și dt. Deci este o analogie destul de pronunțată și de vizibilă între cele două formule. Și acum, normal ar fi să mă întrebați bine, bine și cum aflăm noi domeniul d și cine este. Că în pozele de mai devreme ați văzut că e un domeniu, ok, o mulțime compactă, drăguță, dar cum o aflăm pe acea mulțime d? Mulțimea parametrilor u și v. Care este legătura între cartof, suprafața respectivă și acest domeniu? O să vedem imediat cum găsim legăturile. Atenție că în momentul în care funcția de subintegrală este funcția constantă 1, voi obțineți area suprafeței respective. Integrală dublă din ce a rămas, norma și du de v. Adică integrală de suprafață din d sigma, din elementul de suprafață, evident rămâne această porțiune. Întrebare. Unde și cu ce ați mai calculat voi arii? Pentru funcție 1. Bun. Hai să vorbim cu cap și coadă. La integrale duble, nu închideți imediat microfonul, că mai mult nu înțeleg decât înțeleg. La integrale duble, hai să mai discutăm un pic, ca să facem totuși clar distinția între când calculez așa și când calculez cu integrala dublă. Să vă fie clar, în primul rând, denunțul. Deci, ați zis la integrala dublă. Sunt perfect de acord. Arie cu integrală dublă. Bun. Ce integrez acolo? Pe ce integrez? Cum integrez? Care e diferența cu formula pe care o aveți aici? În primul rând, avem norma vectorului. Deci, dacă avem, de exemplu, nu știu, va veni integrală dublă, la integrală dublă, integrală dublă pe domeniu din 1 de x de y, unde y-ul poate să fie de tip, unde avem un domeniu care poate să fie ori de tip integrafic, ori de tip de dreptunghi, ori... Stai, ok, e vorba de cum recunoște enunțul ca să știi ce faci, în primul rând. Deci cum arată, da, de acord, mă bucur că știți. Chiar mă bucur că nu le-ați uitat, dar e vorba de enunț. Eu dacă vă spun, calculați area suprafeței și vă trântesc o ecuație acolo. De unde știți cu ce o faceți? Cu dublă sau cu asta care o învățăm acum?
Depinde de câte variabile e funcția? Păi funcția e 1, dragule, dacă e vorba de area unei chestii, tu integrezi pe 1. De unde știi că vei folosi integrală de suprafață sau integrală dublă? Am înțeles. Înțelegeți ce spun? Deci, aveți examen. Bau-bau. Vine bau-bau pe voi. Mai aveți un pic și urmează sesiunea. Și primiți un enunț. Calculați area cu tare. Cu ce, Doamne iartă, mă faceți? La ce trebuie să vă uitați? Adică unde trebuie să fiți atenți ca să înțelegeți dacă e integrală dublă sau de suprafață? Asta era întrebarea mea. La numărul de variabile. Adică, de exemplu, aici avem x, y și z. Păi n-ai de unde să știi. A, mă rog. Bun, te uiți în primul rând la domeniu. Deci, dacă domeniul este domeniul plan, adică domeniul respectiv se formează între niște curbe, de exemplu, între o dreaptă și o parabolă, între un arc de cerc și nu mai știu ce, Doamne iartă-mă, da? Deci, în momentul în care domeniul de integrare se formează ca o submulțime a lui R2, adică ceva plan, băgați integrală dublă. În momentul în care area cerută este de pe o suprafață, este o bucată de pe un cartof, n-aveți cum să faceți cu integrală dublă. Faceți cu integrala de suprafață care, mă rog, ca metodă de calcul ajunge la o dublă, dar atenție, că întâi se parametrizează suprafața, că altfel nu aveți cum să ajungeți din trei variabile în două. Înțelegeți care e ideea? Deci nu vreau să confundați, mi s-a întâmplat de foarte multe ori în anii trecuți, studenții să înțeleagă materia pe bucățele, dar când ajung la capitolul ăsta, la calculați arie, calculați volum, calculați nu știu ce, nu știu ce să aplice. Deci v-am spus că întotdeauna vă uitați la domeniu. Domeniul este cel care vă spune ce folosiți, ce tip de integrală. Da? Deci dacă eu vă spun calculați area suprafeței de pe conul nu știu care, care nu știu ce face, mărginită de nu știu ce, conul este o figură în spațiu. Da? Conul, fiecare punct de pe con, are nevoie de trei coordonate pentru a fi unic determinat, corect? Bun. Și atunci nu aveți cum să faceți direct integrală dublă de pe o chestie care e în spațiu. Și atunci trebuie să vă gândiți la integrală de suprafață și să spuneți, aha, am o bucată de suprafață, bine, mărginită, ok, tot ce-i trebuie, dar este în spațiu. Ce fac cu ea? O parametrizez. Prin parametrizare aflu vectorul normal și apoi fac integrală dublă din norma asta. Așa trebuie gândit. Da? Deci faptul că în formula integralei de suprafață apare integrală dublă nu trebuie să vă creeze confuzie. Integrala de suprafață nu este o integrală dublă. Întâi avem o întreagă tehnică de parametrizare, calcul de vectori, tangenți, calculul vectorului normal și abia după aia formula îmi leagă într-adevăr, din punct de vedere tehnic, rezolvarea integralei de suprafață după ce am calculat aceste elemente va deveni, se va transforma într-o integrală dublă, dar atenție, cu noi parametri din parametrizare. Deci fiți foarte atenți la enunțuri, vă rog. O să tot insistăm pe chestia asta și dacă aveți dubii și dacă aveți neclarități, apropo de enunțuri, vă rog frumos, mi le spuneți cât mai repede ca să putem să le lămurim. Da? Bun. Și am mai precizat încă una dintre proprietățile pe care le vom folosi. Din motive tehnice veți avea nevoie de multe ori să adunați bucăți de suprafețe care au, evident, parametrizări diferite. Ca în cazul integralelor curbilinii. Dacă curba voastră este formată din bucăți netede, o bucată de arc de cerc, se continuă cu un segment, se continuă ulterior cu cine știe ce bucată dintr-o elipsă sau din altceva, trebuie să rupeți, în ghilimele, respectiva curbă în atâtea bucăți câte parametrizări diferite aveți. Da? La fel se întâmplă și în cazul suprafețelor. Da? Deci, dacă constatați că suprafața voastră este formată din reuniunea unor suprafețe cu parametrizări diferite, deci fac parte din alte corpuri, da? Sunt suprafețele, frontierele altor corpuri, parametrizați fiecare în parte și adunați integralele respective. Da? Bun. În funcție de tipul parametrizării, ajungem la capitolul cum parametrizăm și ce parametrizăm. Dacă avem o suprafață parametrizată general, în general o să vedeți imediat ce înseamnă folosirea coordonatelor de tip
cilindric și de tip sferic. Aia înseamnă parametrizare generală. Bun, parametrizarea generală. Să zic că am făcut-o, am trecut din x, y, z în doi alți parametri, că se numesc u și v generic sau r și t sau teta și phi, nu contează. Deci am trecut din x, y, z în doi parametri. Exact pașii pe care vi-am spus mai devreme, acum să-i avem și scriși. După parametrizare, pasul următor, determinarea vectorilor tangenții. Da? Derivare parțială în raport cu u și cu v a acestei parametrizări. Determinarea vectorului normal cu ajutorul produsului vectorial, calcularea acestui determinant și, practic, când reordonăm după versorii axelor de coordonate i, j, k, obținem componentele lui n. Avem componentele, calculăm norma. Aici e o mică greșeală, nu este n de x și y, este n de u și v. Deci, pur și simplu, este greșeală de scrierea mea. Este vectorul normal în u și v. După ce am calculat norma, determinăm elementul de suprafață. Adică scriem că d sigma este normă din n, din vectorul normal, de u de v. După care aplicăm formula, adică înlocuim x, y, z cu u, v, ce mai e pe acolo, normă și de u de v. Și aici, integrala dublă își va face de cap. Trebuie să o analizăm, să fie un nou obiect, vedem cine este acest domeniu, cum integrăm și așa mai departe. Da? Parametrizarea carteziană. Aici o să vă rog frumos să fiți super atenți, că nu orice parametrizare carteziană are pașii pe care îi vedeți aici. De ce? Parametrizarea carteziană la modul general înseamnă una dintre necunoscute x, y sau z să poată fi scrisă în funcție de celelalte două. De obicei, când lucrați cu cuadrice, acest lucru se întâmplă la modul următor. X rămâne pe loc, y rămâne pe loc și pe z pot să-l scriu ca funcție de x și y. Adică, pe ultima poziție în parametrizare, am funcția de x și y. Da? Uitați-vă la cuadricele pe care le cunoașteți, că majoritatea sunt așa, cum am spus eu. Dar dacă se întâmplă să aveți o figură care nu are axă de simetrie OZ, ci să aibă axă de simetrie, eu știu, OY, ce se întâmplă? O să rămână X-ul și Z-ul pe loc și o să-l scriem pe Y în funcție de X și Z. Exact. Deci locul funcției se va muta. În momentul în care se mută, o să aveți o mare, mare, mare problemă. Dacă învățați pe de rost această parametrizare, o să fie rău de tot. De ce? Păi, într-un vector, dacă schimbăm locul unei anumite componente, forma ei, nu vă dați seama că se schimbă absolut tot? Acum o să ziceți, da, îmi dau seama și în examen o să faceți o trăznaie, parcă văd. Deci vă rog din suflet, fiți foarte, foarte atenți când faceți o parametrizare carteziană. Unde este funcția? Pe ce poziție? Eu aici ce am scris? Modalitatea mai rapidă, să zic, ca să nu mai trecem prin toate chinurile, uite vectorul normal, hai să calculăm determinantul, hai să nu știu, dar nu trebuie să uitați forma generală. Forma pe parametrizare carteziană o să vă pară, cum să zic, învăț chestiile astea, mă uit direct, văd că minus P și minus Q și nu știu ce. Nu așa se procedează. Ce vă scriu eu aici este strict pentru funcția pe ultima poziție. Dacă e pe altă poziție, refaceți pașii ăștia, dar atenție că o să vă dea P și Q în alte poziții și cu alte semne. Deci, care e ideea? La parametrizarea carteziană, adică pot să scot una dintre necunoscute ca funcție de celelalte două, eu prefer să notez și nu numai eu, în fine, în general notăm cu P și cu Q derivatele parțiale ale acestei funcții în raport cu X și în raport cu Y. Deci, la carteziană, nu mai treceți în U și V, rămâneți în X și Y. Ceea ce este bine, pentru că vă place să lucrați cu denumirile astea de variabile. Voi sunteți destul de speriați în momentul în care vă schimbați literele. Bun. Deci, dacă am X-ul rămas pe poziția lui, Y-ul rămas pe poziția lui și pe a treia poziție în loc de Z am funcție de X și Y, voi nota aceste derivate parțiale cu P și Q. În momentul în care scriem vectorii tangenți, haideți să facem un mic exercițiu. Uitați-vă la parametrizarea voastră. Deci, R de X, Y, Z este prima componentă X, a doua componentă Y, a treia componentă G. Hai să derivăm în raport cu X. Poate cineva să-mi deriveze în raport cu X chestia asta? Deci, R de X, Y și G de X și Y derivată în raport cu X.
Păi, x derivat la x dă 1. Da. Y derivat în funcție de x de 0. Așa. G derivat în funcție de x se dă p. Corect, notația noastră. Vedeți că o aveți pe ecran scris așa? Acum înțelegeți de ce insist eu foarte mult asupra faptului că dacă schimbăm locul lui G, se schimbă evident tot ce urmează, și vectorul tangent, și vectorul normal, și tot. Realizați de ce? Dacă G-ul nu e pe ultima poziție și e la mijloc, de exemplu, ce se întâmplă? Păi o să am 1, o să am P și după aia o să am 0 în partea cealaltă. Corect? Da. Bun. Ok. Deci, avem această minunăție. Am vectorii tangenți. I-am calculat. Vectorul normal îl calculez, evident, cu acest determinant. În cazul acestei parametrizări carteziene cu G-ul pe ultima poziție, dacă faceți calcul, vedeți că e foarte simplu de acest determinant, o să obțineți într-adevăr minus P pe prima componentă, minus Q pe a doua și 1 pe a treia. Deci este fixă această formă. Repet, dacă aveți X, Y și G-ul pe ultima poziție. Elementul de suprafață, în acest caz, vedeți de aici era copiată chestia cu X și Y în slide-ul anterior. Deci norma este minus P minus Q1, deci radical din, norma este radical din pătratul acestor componente și am rezolvat problema. Am determinat și elementul de suprafață. Încă o dată, nu aș vrea să le învățați pe de rost, ci doar să înțelegeți că în cazul parametrizării carteziene, tehnica poate fi redusă un pic pentru că avem câteva elemente mai simple față de forma generală. Și aplicând formula, ajungeți la o integrală dublă. Bun, minunat, totul drăguț până aici. Mai avem ceva de pus la punct înainte să vedem aplicațiile. Cum anume determin eu domeniul D? Deci, de pe suprafață, cum ajung la domeniul D? Ce observați la parametrizarea carteziană față de parametrizarea generală? Nu observați nimic? Bun. Ce v-am mai spus eu de când am început capitolele de integrare? Că diferențialele pe care le vedeți acolo în coada integralei au legătură cu variabilele domeniului, da? La această suprafață parametrizată cartezian, ce obținem? O integrală dublă în x și y. Deci, suprafața a fost în x, y și z și noi ajungem la o integrală dublă în x și y. Adică scăpăm în ghilimele de z. Bun, la parametrizarea generală, ați văzut că rămân în niște chestii necunoscute u și b? Deci care nu mai au legătură cu sistemul axelor de coordonate x, y, z inițial? Asta ați observat? Da. Da. Deci, țineți minte aceste două tehnici de determinare pentru domeniul D. Dacă am suprafață parametrizată general, adică prin trecere la coordonate sferice sau cilindrice, de exemplu, da? Atunci am domeniul parametrilor cunoscut. Întotdeauna când folosesc reprezentări de acest gen, știu unde stă T-ul, știu unde stă teta, știu unde stă fi, știu unde stau unghiurile, știu. Și atunci nu mai am nicio problemă cu cine este D. D-ul devine domeniul de tip dreptunghi și integrala dublă e banală. Ajunge în cel mai simplu caz posibil. Atenție, în cazul parametrizărilor carteziene, care vă plac mai mult și vi se par mai simple, într-un fel și sunt mai simple, domeniul D reprezintă proiecția suprafeței pe planul de coordonate corespunzător. Adică, dacă funcția este pe ultima poziție, scăpăm în ghilimele de Z, rămâne proiecția pe X sau Y. Dacă funcția ar fi pe poziția lui Y, aș avea că rămâne X, rămâne Z, scap în ghilimele
de y, deci proiectez pe x, o, z și așa mai departe. Deci fiți atenți că dacă faceți parametrizare carteziană, că așa vă cere, așa vă permite exercițiul, determinarea lui D se face ca în cazul integralelor triple, cu proiecții. Da? Deci aveți două mari situații. Parametrizare generală, că așa cere, că așa permite exercițiul. Și asta e, avem domeniul cunoscut. Da? Și varianta 2, folosim parametrizarea carteziană care ne place. Ok, e simplă, e drăguță, dar are această obligativitate de a face proiecție. Adică facem și desenul, ne gândim cum arată, ne gândim cum proiectăm și așa mai departe. Deci facem exact ca la integralele triple. Scăpăm în ghilimele de una dintre variabile și domeniul care rămâne, domeniul parametrilor în care lucrez, în continuare integrala dublă, se obține prin proiecție. Ok. Până aici de înțeles? Cât de cât aveți vreo nelămurire, vreo, nu știu, vreți să mai insistăm pe una din bucățelele de teorie înainte să trecem la aplicații? Vi se pare ceva neclar sau de neînțeles? Știți că dacă nu scoateți un sunet, eu înțeleg că e tot ok. Da, treceți la exerciții mai bine. Să trăiți, am înțeles, trec la exerciții. Bun. Enunț. Aici nu aveți cum să nu înțelegeți ce vă cere, pentru că aveți clar integrala și funcția dată. Eu mă referam mai devreme la chestia cu arii, o să ajungem imediat și la arii. Calculați integrală din nu știu ce, vedeți pe d sigma acolo, este clar element de suprafață, deci clar este integrală de suprafață. Și vi se și spune, S este suprafața de ecuație cutare, situată între planele cutare. Suprafața trebuie să fie, evident, mărginită. Bun, haideți să o luăm pe rând din amintirile de la coadrice. Ce este Z pătrat egal cu X pătrat plus Y pătrat? Ce reprezintă? Con eliptic. Bine, și mai ce? Ce mai trebuie să știm despre el? Unde are vârful? Deschidere în sus sau în jos? Deci elementele care să-mi permită să îl desenez, să-l schițez grafic. Are deschiderea în sus, adică pe axa OZ? Dar nu e neapărat în sus, poate fi și în jos. Deci conul, ca figură, este format din un vârf și două pâlnii, una în sus și una în jos. Are centru 0, 0, 0. Vârful, așa. Și e de la Z egal cu 1 la Z egal cu 3. Aia e altă poveste. Da, 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 stai un pic. Asta e figura generală, suprafața generală ce ai spus tu. Eu mă referam strict la con. Deci, conul tău este con eliptic cu secțiune cerc. De ce cu secțiune cerc? Uitați-vă la numitorii variabilelor, da? Cu vârful în origine. Și axa de simetrie? Z. De ce? Pentru că este cu minus dacă ducem tot într-o parte. Corect. E variabila care are semn schimbat față de celelalte. Deci astea sunt cele trei elemente care vă ajută să-l desenați. Deci în momentul în care faceți prima schiță acestui con, nu vă bazați numai pe GeoGebra, pentru că o să aveți surprize mari. O să vedeți. Faceți desenul, plus că eu vreau să văd desenul schițat cu mâna când dați examen. Că vă folosiți de GeoGebra ca să vă, cum să zic, să vă asigurați voi că e în regulă și că arată cum trebuie ce faceți pe acolo, da, ok. Dar pe foaie îmi trebuie desenul schițat de mână. Bun, deci îmi trebuie așa, să știu ce este, am identificat că e con eliptic, bine, să știu ce secțiune are, ok, secțiune cerc, să știu ce axă de simetrie are, evident, și unde e vârful, dacă e deplasat sau nu. Bun, și în momentul ăla pot să desenez conul. Bun. Acum, suprafața mea este pe acest con și este situată între planele cutare. Planele respective sunt două plane paralele cu X, O, Y. Sper că nu mai aveți nicio emoție pe tema asta. Deci am o bandă, o bucată dintr-un con. Este o suprafață mărginită. Da? Aici aveți discuția rescrisă.
Și asta este figura. Eu zic că este extrem de ușor și de banal și de benefic pentru voi în același timp să faceți aceste schițe cu mâna. Nu cred că este o mare filozofie. Sunteți de acord cu mine? Da. Da. Bun. Ok. Deci, suprafața mea este acest cornet fără vârf, ca să-i zic așa. Da? E de jur împrejurul minunii ăsta și e fără vârf. Da? Bun. Ce fac mai departe? Pasul 1, când rezolv o integrală de suprafață, parametrizarea. Cum parametrizăm și ce parametrizăm? Planele? Conul? Ce parametrizăm și de ce? Planele sunt date pentru a delimita suprafața. Trebuie să vă obișnuiți să căutați în enunț clar bucata voastră pe care o parametrizați, de care ecuație ține. Deci, în enunțul ăsta vă este clar că suprafața S are ecuația conului și că este doar mărginită de planele cutare? Da. Bun, asta trebuie să înțelegeți în primul și în primul rând la un enunț de integrale de suprafață și, mă rog, nu numai de suprafață, dar la astea suntem acum. Da? Deci S este suprafața de ecuație cutare sau DP suprafața cu ecuația cutare sau, deci pe aia o parametrizați. Restul ce mai apare în enunț înseamnă delimitarea, pentru că suprafața evident trebuie să fie mărginită. Da? Bun, deci dacă am trecut și de copul ăsta, hai să vedem cum parametrizăm noi conul. Ce înseamnă parametrizare? Păi luăm z pătrat egal cu x pătrat plus y, z egal cu radical din x pătrat plus y pătrat. E, aici avem o discuție. Luăm radicalul cu plus sau cu minus? Cu plus, pentru că z este între 1 și 3, este pozitiv. Corect. Și dacă aș fi avut... E mereu. Perfect. Deci, în mod normal, dintr-o ecuație de genul ăsta cu pătrat, z-ul, ca funcție de x și y, poate să iasă cu plus și cu minus radical. Sper că asta înțelege toată lumea. După care mă hotărăsc să iau doar partea cu plus, datorită figurii mele, faptul că am conul mărginit de aceste două plane, adică cu z-ul pozitiv. Dacă la examen primiți chestia asta cu z-ul minus 1 și minus 3, ce faceți? Luăm cu minus radicalul. Da, luați z egal minus radical din. N-aveți grijă de chestia asta, 0 puncte exercițiu. Și dacă la examen îmi vine ideea să vă dau fix același con, dar între planele minus 1 și 1. Luăm de la minus 1 la 0 și de la 0 la 1. Adică care sunt egale. Teoretic. Deci luăm de la 0 la 1, calculăm și pămulțim cu 2. Da. Ok. Bine, atunci hai să fiu și mai rea, ca să nu mai mulțești tu cu 2. De la minus 2 la 1, na. De la minus 2 la 0 calculăm și după de la 0 la 1 calculăm din nou. Da, nu calculul e problema, ci parametrizarea e diferită. Asta vreau să înțelegeți. Deci, e corect ce spui. De la minus 2 la 0 aș avea parametrizare z egal minus radical din x pătrat plus y pătrat. Da? Și de la 0 la 1 aș avea parametrizarea cu plus, radical din x pătrat plus y pătrat. Evident că și vectorii, tangenți și vectorul normal și ce aveți pe acolo o să aibă semne diferite. Da? Deci trebuie lucrat separat și să adunați cele două integrale, dacă primiți așa ceva. Da? Deci fiți foarte atenți că parametrizările, ok, nu sunt grele, dar au nevoie de foarte multă atenție. Ca să vedeți, conul ăsta este în mod special o figură care are simetrie față de un punct. Da? Aveți deschidere și în sus și în jos, bucuros de întâlnire, dar aveți grijă cu care din părți lucrați. Nu întotdeauna veți lua cu plus. Asta am vrut să vă spun. Acum, ok, pasul 1, parametrizăm cartezian. X-ul rămâne X, Y-ul rămâne Y, adică le notăm la fel cu aceleași litere. Z-ul, care este funcția de X și Y, este radical din X pătrat plus Y pătrat. Partea cu plus am discutat de ce. Bun. Scriem și forma vectorială. Observați că nu este absolut nicio problemă să o scriem cu versorii respectivi. Dacă suntem la parametrizare carteziană, am zis că notăm derivata parțială în raport cu X cu P mic și derivata parțială a lui G în raport cu Y cu Q mic. Le-am notat, le-am și calculat. Și acum putem să scriem direct, pentru că G-ul este pe ultima poziție în parametrizare vectorială, fără să mai calculăm vectorul normal ca produs vectorial, putem să scriem direct formula în ghilimele cu minus P minus Q și 1. Calculăm norma
Dacă faceți calculul, o să vedeți că iese radical din 2. Norma nu trebuie să dea neapărat o constantă, evident. Poate să rămână și cu x, cu y, cu ce mai aveți pe acolo. Și scrieți elementul de arie, elementul de suprafață, de sigma. Bun. Și acum urmează integrala dublă. Da? Deci uitați-vă bine la figura pe care o aveți, pentru că ați folosit parametrizare carteziană. Determinarea domeniului D pentru integrala dublă se face prin proiectarea acestei minunății, suprafața galben-portocalie, mă rog, pe planul XOY. Ați scăpat de Z, pe Z l-ați notat ca funcție de X și Y, proiectați pe planul XOY. Deci ați scăpat de Z, evident, proiecția se face pe planul care a rămas, adică XOY. Da? Integrala voastră de suprafață inițială din X pătrat Z pătrat a devenit, prin înlocuire x pătrat rămâne x pătrat și z pătrat este x pătrat plus y pătrat, a devenit minunea asta de integrală dublă. Deci, repet, avem parametrizare carteziană, domeniul D se obține prin proiecție. Hai să proiectăm. Proiecția este o coroană circulară. Da? Raza este 3. De ce? Cum facem această proiecție? De unde știm cât este raza primului cer, cât este raza celui de-al doilea, aoleu, cum fac așa ceva? Uitați-vă din nou la figura asta. Voi aveți planele Z egal cu 1, Z egal cu 3, date nenunț. Da? Bun. Vreau și eu să aflu cât este raza intersecției cu planul Z egal cu 1. Deci cercul respectiv, planul Z egal cu 1, îmi taie conul, tăietura este un cerc. Ok. Cum aflu raza? Sistem. Păi îl gândim ca x pătrat plus y pătrat egal cu z pătrat ca un cerc. Da. Din punct de vedere algebric, hai să zic că nu avem cercuri, avem figuri mai complicate. Cum scoatem niște intersecții? Cum aflăm ecuația unor chestii intersectate? Făcând sistem algebric din ecuațiile lor. Asta v-am spus la integrale triple, asta vă spun și acum. Ăsta e un exercițiu banal și toată lumea știe că chestia e cerc. Ok, dar vorbesc la modul general. Am ecuația suprafeței. În cazul nostru, conul. Z pătrat egal cu x pătrat plus y pătrat. Vreau să intersectez cu o altă figură. Ce fac? Sistem de ecuații cu ecuațiile acelor figuri. Deci, ca să aflu intersecția cu planul Z egal cu 1, fac sistem între Z pătrat egal cu x pătrat plus y pătrat și Z egal cu 1. Bine, e banal în acest exemplu, dar eu vorbesc la modul general. Așa se scoate intersecția între două figuri. Da? Și de acolo o să vă iasă că în plan aveți x pătrat plus y pătrat egal cu 1, adică, wow, cercul de centru 0 și rază 1. Și pentru z egal cu 3 procedați la fel. Bun. Acum, voi când proiectați, proiectați întregul conținut, nu proiectați numai coaja. Da? Amintiți-vă de la integrale triple. Deci am această coroană circulară. Bun. Ce fac mai departe? Am făcut proiecția, am ajuns la chestia asta. Cum lucrez mai departe? Trecem în coordonate cartesiene. În ce coordonate? Coordonate polare. Se numesc polare. Cred că la asta s-a referit și colegul tău, dar a zis-o gaiure. Deci, când aveți cercuri, elipse și alte minuni de genul ăsta, tehnica cea mai bună este trecerea la coordonate polare. Da? Carteziene sunt în X și Y. Deci, coordonatele polare, atenție, integrala dublă necesită, când necesită schimbare de variabilă, necesită scrierea domeniilor și a Iacobianului. Nu uitați, la duble și la triple folosim schimbări de variabilă. Câte intră, atâtea ies. Ne trebuie obligatoriu Iacobianul ca să facem trecerea între diferențialele de X, de Y și noile diferențiale, depinde cum le notați voi. Deci țineți minte că la dublă și la triplă, schimbarea de variabilă înseamnă clar și Iacobian. La curbilinii și suprafață, parametrizarea înseamnă micșorarea numărului de variabile cu una față de câte a avut inițial, sau cu două, mă rog, la curbilinii dacă aveți curba în spațiu, dar nu are nicio legătură cu Iacobian și cu treceri de acest gen. Parametrizarea înseamnă altceva. Schimbarea de variabilă înseamnă altceva. Da? Și calculul, observați că este extrem de simplu. În momentul în care folosiți coordonate polare, domeniul este
drăguț, de tip dreptunghi. Sper că n-are nimeni nicio emoție de ce este R între 1 și 3 și T între 0 și 2 pi. Dacă nu vă mai amintiți, măcar spuneți-mi acum. Și integrala se rezolvă elementar. Hai să vă întreb cât de elementar, cum rezolvați voi integrala de la 0 la 2 pi din cos pătrat de T? Se face, folosim formula trigonometrică, că cos pătrat de T este 1 plus 2 cos de 2T pe 2. Mă rog, e fără 2-ul de sus, dar mă rog, da. E doar cos de 2T. Pot adică vei. Formula de linearizare. Da, corect. Dacă aveți cos pătrat, sin pătrat, chestii de genul ăsta, folosiți linearizare. Scăpați de putere, măriți argumentul și e direct integrală de tabelă. Da? Sfatul meu este următorul. În partea asta de materie veți da destul de des, datorită folosirii coordonatelor polare, veți da foarte des de integrale trigonometrice. Nu vă repeziți direct la hai că fac eu schimbare cu tangent de x și tangent de x pe 2. De ce? Pentru că de multe ori folosirea, când nu e cazul acestor schimbări de variabilă, atrage după sine formarea unor integrale raționale grele, cu multe fracții simple, cu nenorociri de calcule, cu nu știu ce, vă lungiți aiurea și prostește. În 99% din cazuri, să știți că integralele trigonometrice pe care le veți întâlni folosind aceste coordonate sunt banale, sunt de prima schimbare de variabilă. Adică pun în evidență un sin și un cos la nu știu ce putere, adică o funcție la putere și derivata ei. Gândiți-vă în permanență că trebuie să aveți și sin și cos acolo. Sinusul e derivata cosinusului, cosinusul e derivata sinusului. Bine, cu minusul de rigoare când derivați cosinusul, dar nu asta e important. Da? Vă la știți să-l înmulțiți și să-l împărțiți minusul. Deci rețineți, vă faceți munca grea singur, după care o să ziceți că nu v-am dat eu timp destul în examen. Nu, eu nu pot să vă aloc timp pentru cea mai tâmpită și cea mai grea metodă care vă trece prin cap, și anume să vă apucați să dați cu tangent de x sau tangent de x pe 2 pe acolo. Să umpleți paginile de calcule aiurea. Da? Deci atenție mare, ajungeți de cele mai multe ori la trigonometrice, dar sunt banale, sunt trigonometrice, integrale trigonometrice simple. Da? Bun, după acest prim exemplu cu integrala de suprafață, dacă aveți vreo nelămurire sau vreo întrebare. V-au învățat părinții voștri bine câtă cerai de aur, dar nu când sunteți pe online și la școală. Nimeni nimic, e atât de clar totul, e minunat, e tot ce v-ați dorit după vacanță. Bine, înseamnă că sunteți pregătiți pentru următorul exercițiu, da? Da. Enunț cu arie. Să se determine aria porțiunii din suprafața cutare care se află în interiorul suprafeței cutare. Bun. De ce folosim integrală de suprafață? Să nu-mi ziceți pentru că ăsta e capitolul, nu. Deci de ce nu folosim direct o integrală dublă? Și folosim integrala de suprafață aici. Pentru că așa ne spune cerința. Suprafață. Poftim, vorbiți pe rând. Acum hai, nu vă repezi toți. Sunt menționate cuvintele suprafață și... Păi da, ăsta e un prim indiciu, dar suprafață să știți că se numește și o chestie în două dimensiuni. Suprafața plană sau, mă rog, suprafața cuprinsă între curbele de ecuație cutare și cutare. Aici apare și Z-ul. Exact, aveți Z-ul. Vedeți Z-ul undeva, da. Deci sunteți clar în trei dimensiuni și suprafața în trei dimensiuni înseamnă integrală de suprafață. Da? Are cineva ideea așa de curiozitate? La ce se folosesc în practică integrale de suprafață? Să nu ziceți să calculăm arii. Ba da, e adevărat și asta, e foarte important. De exemplu, să calculăm aria unui deal, munte, ceva care e neregulat. Da, foarte interesant. Folosește mult și în partea asta de determinare, nu știu, de tot felul de suprafețe care nu sunt regulate și nu sunt plane. Dar are cineva idee unde se mai folosește?
dacă ar trebui să pavăm un drum care e neregulat și ne trebuie anumită cantitate de asfalt. Și dacă nu ești în România, că aici oricum nu se asfaltează, da. Da, se poate. În animație 3D. În animație 3D. Deci integrale de suprafață sunt implementate destul de bine în jocuri și tot felul de chestii care necesită animație 3D. În desene animate și în filme și în alte trăznăi. Se folosesc integralele de suprafață. Și dacă nu se folosesc corect și nu determină ăla care a făcut algoritmul corect vectorul normal, care e orientat în exterior și nu în interior, o să aveți un Mickey Mouse care merge întâi normal, frumos, cu capul în sus și după aia, brusc, la anumite secvențe, merge cu capul în jos. Dacă e programat aiurea. Deci chiar nu glumesc, pe cuvânt. Sună glumă, dar nu e glumă. Deci în animație se folosește pentru 3D-uri. Ok. Haideți să revenim. Deci, identificăm corect că avem suprafață și am și necunoscută Z, deci clar nu lucrez cu integrală dublă și cu materia de acolo, ci lucrez în R3, adică clar integrală de suprafață. Bun. Vă este clar în enunț pe cine parametrizați? Z-ul. L-avem deja, frumos. Z egal cu radical. Îl ai deja, dar chiar dacă nu l-ai avea deja, și ar fi ceva cum a fost anterior cu Z pătrat sau mai știu eu ce, ăla se parametrizează, pentru că așa scrie în... Să știți că și a doua ecuație putea să aibă Z. Important e să știți pe care o parametrizați. Conform enunțului, area porțiunii din suprafața cutare. Din suprafața cutare înseamnă pe aia o parametrizați. Care se află în interiorul, aia înseamnă mărginirea. Și a doua putea să aibă și a Z, bineînțeles. Nu e neapărat să nu aibă, să aibă doar una din ele. Deci fiți atenți la enunț. Area porțiunii din cutare sau de pe cutare. Aia se parametrizează. Să vă fie foarte clar. Dacă o parametrizați, pe aia s-a terminat exercițiul. Da? Bun. Ok. Prima ce este? Ce coadă este? Un cone eliptic. Da, dar este strict dată numai porțiunea de sus. Da, da. Deci fiți foarte atenți, nu e dată în formă canonică ecuația, este unui con eliptic, este similar cu exercițiul anterior ca figură, conul vorbesc, dar vi s-a dat clar Z egal cu plus radical din, adică clar nu mergeți pe partea de jos a conului. Vi s-a specificat că e doar asta, bucata de sus. Ce este a doua suprafață? Un cerc de centru. Dacă ziceți cerc, ați luat 0 puncte și îmi pare rău pentru voi. Sunteți în spațiu, nu e cerc, ce este? Cilindru. Mai tare. Cilindru se scrie ca x minus 1 la pătrat plus y pătrat egal cu 1. De acord. Și e un cilindru. Se scrie dreptate. Foarte are important. Are secțiunea cerc. Da. Cu centrul în 1, 0. Corect. Și raza simetrie OZ. Da, și raza secțiunii 1, cât e a cilindrului. 1, da. Deci fiți foarte atenți, sunteți în spațiu. Marea păcăleală v-am spus, o să o reprezinte planul pe care o să-l confundați cu o dreaptă, dacă nu sunteți atenți. Și cilindrul care nu are una dintre coordonate. Că așa e el. Deci când sunteți în spațiu, nu aveți ce să căutați cu cercuri. Atenție mare la acest aspect. Bun. Deci, de bine de rău, am trecut de etapa de disecare a enunțului. V-am precizat și înscris elementele de bază. Ecuația cutare, dacă o rescriem, o regăsim în fișa de quadrice, este ecuația unui con. Dar atenție, mă refer doar la partea pozitivă, cu Z-ul pozitiv, pentru că așa e dat cu plus radical din. Cea de-a doua ecuație, a identificat-o foarte bine colega voastră, este a unui cilindru. Axă de simetrie, tot rescrierea, centru și punctul. Și cam așa arată desenul. Și rugămintea mea mare este să-l faceți cu mânuța. Dacă folosiți GeoGebra, nu o să înțelegeți și nu o să vedeți ce suprafață aveți. Și datorită faptului că aveți Z egal cu radical din, clar veți face parametrizare carteziană. Și parametrizarea carteziană necesită proiecția pentru aflarea domeniului D. Nu faceți desenul corect, faceți doar jumătate din exercițiu. Adică faceți partea de parametrizare, aflați vectorul normal, aflați și norma lui și în momentul ăla vă opriți. Dacă n-ați făcut corect desenul, pentru că nu vedeți ce trebuie proiectat. Da? Ar fi trebuit să vă obișnuiți până acum, dacă ați fi lucrat tema de la integrale triple, să desenați și cu mânuța și să vedeți ce proiectați și cum proiectați. Bun.
Trecem la partea tehnică acum. De ce este fix bucata aia galben-portocalie? Ați înțeles din enunț? Este bucata de pe con care se află în interiorul cilindrului. Cilindrul este mai mare decât conul. Dacă aici poate vă ajută un pic GeoGebra să vedeți. Deci conul și respectiv cilindrul ăsta, cilindrul este mai mare decât conul. Conul intră prin cilindru și după aia iese și se duce în treaba lui, este suprafață infinită în sus. Partea tehnică. Parametrizarea nu mai comportă nicio dificultate, sper. Aveți deja z-ul dat, radical din x pătrat plus y pătrat. Scrieți parametrizarea vectorială. Cele două componente, derivata parțială a lui g în raport cu x și în raport cu y, le-am notat clasic cu p și q, le-am calculat corect. Aflăm vectorul normal, nu mai stăm să facem determinantul, îl aflăm direct, minus p, minus q și 1. Și norma din nou calculată vă dă o constantă. Repet, nu la orice exercițiu veți avea norma constantă. Componentele vectorului le-am scris și pe ele separat să le avem la îndemână. Și acum, dacă nu ați făcut desenul cum trebuie, din păcate se termină exercițiul pentru voi. Deci observați că până aici ați fi putut să lucrați și fără desen. Dacă ați fi înțeles din enunț ce trebuie parametrizat, puteți să lucrați toată această etapă de parametrizare și de obținere a vectorului normal și fără să aveți clar în față desenul. În momentul ăsta deja vă trebuie desenul ca să faceți proiecția. Hai să ne uităm un pic din nou la desen. Ce vom proiecta? Vă imaginați că ăla e un fel de cornet, așa, cu vârful un pic într-o parte? Că suprafața e de jur împrejur, vă imaginați asta? Că sunteți în spațiu? Da. Da. Bun. Și când proiectați minunea asta portocalie, ce obțineți pe planul XY? Va arăta cumva ca un triunghi cu o latură, un arc de cerc? Ai un cornet. Știi să faci un cornet dintr-o hârtie dreptunghiulară, din ceva? Da. Arăți un cerc. Și în momentul în care proiectezi, adică te uiți de sus în cornetul ăsta, ce vezi? Un cerc. Da. Da. Deci chestia asta, cornetul, imaginați-vă că ce am desenat eu acolo, nu am cum să desenez și în spate, vă dați seama, e totuși o figură, na. Dacă o faceți în GeoGebra și răsuciți cu mouse-ul, poate vă dați seama că este de jur împrejur. Deci este ca un fel de cornet chestia asta. Deci suprafața conului care se află în interiorul cilindrului. Da? Deci intersecția dintre con și cilindru, e acel cornet în ghilimele. Bun, în momentul în care aveți secțiunea de sus nu e cerc, pentru că cilindru are secțiune cerc. Vă uitați de sus în conul ăsta. Ce vedeți? Ce vi se proiectează pe X, Y? Exact cercul de secțiune al cilindrului. Dacă nu vedeți în spațiu chestia asta, chiar nu am cum să vă explic altfel, sincer. Deci nu știu cum să vă explic altfel. Încercați să folosiți GeoGebra să căpătați o intuiție bună și o reprezentare în trei dimensiuni cât mai corectă, vă rog. Da? Că altfel nu știu ce să vă spun. Nu știu cum o să vă dați voi seama că este fix secțiunea cilindrului altfel. Deci, repet, fără desen în acest punct nu puteți vedea proiecția. Da? Și este exact proiecția cilindrului pe planul X, Y, adică rămâne discul de ecuație x minus 1 la pătrat plus y pătrat mai mic egal pentru că este întreg discul, este toată suprafața acoperită, suprafața secțiunii. Da? Dacă ați reușit să treceți de această etapă care era mai dificilă din punct de vedere grafic, evident, când aveți un disc, nu mai stați la discuție, faceți coordonate polare. Cu deplasarea respectivă, observați că x-ul este 1 plus r cos t, adică am luat în considerare și centrul care este deplasat, x0 este 1. Iacobianul să nu cumva să uitați să-l scrieți, faceți integrală dublă, deci faceți cu tot cu trecerea din x și y în r și t, plus iacobianul care trebuie să apară acolo neapărat. Da?
Și observați că este integrală de tip Fubini, R-ul este Iacobianul și calculul este elementar. Dar partea mai dificilă era cum proiectăm dacă nu vedem ca lumea în spațiu ce avem. Da? Neapărat faceți întâi tema de la integrale triple și apoi ajungeți la cele de suprafață. Din motivul ăsta, când faceți parametrizări carteziene, aveți nevoie de proiecții. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de acest exercițiu. Nimic? Ok. Altă minune. Calculați area de pe suprafața cutare, deci clar, asta va fi parametrizată, delimitată de, un enunț foarte clar. Calculați area de pe suprafața cutare, delimitată de. Ce este ecuația respectivă? A cui este? Prima al cilindru? Da. De care? Hai, toate elementele lui. De rază 2, situat în 0, 0 și axul de simetrie Z. Da, pentru că Z-ul lipsește. Deci cilindru are secțiunea cerc cu rază 2. Este cilindru cu secțiune cerc, clar, da? Pentru că nu aveți nimic la numitor, nimic diferit la numitorul lui X și al lui Y. Lipsește Z-ul, deci OZ-ul este axă de simetrie și, într-adevăr, ăsta este tovarășul cilindru de rază 2. Ok. Până aici tot în regulă. Putem să-l desenăm. Delimitată de. Deci cilindru are suprafață infinită. Asta știți. Da? Bun. Delimitez, adică tai acest cilindru cu două plane. Da? Z egal cu 0. Știți că este XOY. Și planul Z egal cu minus X plus 2. Ce plan e ăsta? Ce proprietăți are? Ce putem să știm, să aflăm despre el ca să-l și reprezentăm grafic? Nu trece prin origine. Corect, pentru că are termen liber. Și? Mai ce? Foarte, foarte elementar. Dacă îi dați lui X valoarea 0, ce obțineți? Z egal cu 2, paralel cu planul OY. Nu știu dacă e paralel. Hai să ne mai gândim un pic și eventual și cu foile de formule de la quadrice în față, o să vedeți că nu e vorba de paralelism. Deci, foarte, foarte elementar. Dacă îi dați lui X valoarea 0, planul trece prin Z egal cu 2. Dacă îi dați lui Z valoarea 0, planul trece prin X egal cu 2. Da? Nu este suficient să aveți două puncte ca să trasați un plan, ci doar o dreaptă. Dar dreapta respectivă, care va trece prin aceste două puncte, va fi inclusă în planul vostru. De acord până aici? Da. Da. Este suficient să am informația asta să pot să fac o pictură? Eu zic că da. Planul ăsta este perpendicular, o să vedeți. De fapt, dacă vă uitați în foile de la coadece, o să vedeți că planul ăsta este perpendicular pe unul din planele de coordonate, datorită formei pe care are. Lipsește Y cu DC perpendicular pe. Bun, să zic că nu intuiți voi și nu vă uitați corect în foile alea de formule. Mă rog, dar măcar elementar să știți că dacă îi dați lui X valoarea 0, obțineți Z egal cu 2 și după aia obțineți punctul X egal cu 2, aveți o dreaptă care e conținută în planul vostru și trece prin aceste puncte. Deci, de bine de rău, putem să schițăm, să desenăm ceva de genul ăsta. Planele, o să vă rog frumos să nu le reprezentați cu paralelograme și mai știu eu ce. Pe mine mă interesează, pe mine, pe voi vă interesează doar intersecția acelui plan cu figura de bază, cu figura pe care o aveți. Nu să faceți paralelograme pe acolo, să nu înțelegeți nimic din ele. Da? Deci, avem un cilindru. Avem două plane. Așa arată figura. De unde am scos eu asemenea figură? Am desenat întâi un cilindru. Am desenat planul Z egal cu 0, strict intersecția cu cilindru. În spațiu se reprezintă ca un fel de elipsă, da? Dar baza este un cerc. Ok? După care am folosit fix aceste două puncte, Z egal cu 2 și X egal cu 2. Vedeți că le-am făcut acolo ca niște buline. Am trasat o dreaptă prin aceste puncte,
Această dreaptă este conținută în planul z egal cu minus x plus 2. Și l-am desenat strict unde mă interesează, în intersecția lui cu cilindru. Da? Ca o frunză, ca o mică elipsă acolo, intersecția acelui plan cu cilindru. Deci, area de pe suprafața cutare delimitată de este porțiunea colorată. Este un fel de arie laterală al figurii astea. Da? Ok. Și acum vine întrebarea. Am ajuns la etapa cu parametrizarea. Ce parametrizez? Pentru că nu aveți Z, rămâneți șocați. Nu puteți face parametrizare carteziană. Că nu-l aveți pe Z. Nu puteți să scoateți una dintre necunoscute în funcție de celelalte două. Observați? X pătrat plus Y pătrat egal cu 4 e cea mai rea chestie care poate să vi se întâmple. Cilindru. Cilindru nu se parametrizează cartezian. Cilindru se parametrizează general cu ajutorul coordonatelor cilindrice, că de-aia se numesc cilindrice, că au legătură cu cilindru. Cilindru care este figura care nu conține una dintre variabile, adică axa lui de simetrie. Deci rețineți că la cilindru, dacă suprafața este pe cilindru, nu cum am avut în exercițiul anterior primul, mă rog, nu chiar anterior, suprafața de pe con care stă în interiorul unui cilindru, acolo am parametrizat conul, pentru că așa cerea problema. Aici îmi cere să calculez o suprafață situată pe cilindru. Înțelegeți care este marea diferență? Da. Deci fiți foarte atenți când aveți suprafețe pe cilindri. Cilindrul nu are parametrizare carteziană. Săracul de el are parametrizare cu ajutorul coordonatelor care se numesc cilindrice. V-am rescris formula de la coordonate cilindrice, ca să vă readuc aminte. Practic este o combinație între coordonatele polare și Z care rămâne pe loc. Pentru că nu apare, Z rămâne parametru, rămâne Z. Deci, X este R cos T, Y R sin T și Z este Z. Dar atenție, astea sunt coordonatele cilindrice. Noi avem nevoie de parametrizare, adică intră X, Y, Z și trebuie să iasă T și Z. Nu are voie să iasă niciun R, T și Z. Parametrizare nu înseamnă câte intră, atâtea ies. Și întotdeauna când folosiți coordonate, ba cilindrice, ba sferice, ba de care o folosi, țineți minte că raza este cea care se înlocuiește cu valoarea numerică cunoscută. Da? Deci, la parametrizare folosind coordonate cilindrice, Z-ul rămâne Z, rămâne parametrul nou, T-ul este parametrul de care avem nevoie și R-ul se înlocuiește cu valoarea cunoscută. Cine este R? Fix raza secțiunii, exact, raza secțiunii cilindrului, adică 2-ul. Deci fiți atenți, parametrizarea este cu X este 2 cos T, Y este 2 sin T și Z-ul este Z. Deci voi lucrați acum într-un nou spațiu de parametri T și Z, care nu mai au nicio legătură cu figura voastră. Amintiți-vă la începutul cursului, cartoful albastru și domeniul D, care era lângă, pentru parametrii U și V. Parametrii U și V sunt acum la voi în acest exercițiu, parametrii T și Z. Dar nu mai au legătură, ca formă sau ca ce vreți voi, un fel de desfășurare în ghilimele a acelei suprafețe, dar nu desfășurare geometrică. O tai, o întind și iese un fel de figură pe care știu să o analizez. Nu. Prin parametrizare trec într-un alt spațiu cu dimensiune redusă de la 3 la 2 și nu pot să vizualizez ce e acolo. Deci nu am cum. Nu pot să-i fac desenul pentru T și Z. Fiți atenți la acest aspect. Da? Deci oricât de drăguță și de frumoasă a fost figura și mi-am închipuit eu că vai desenez planul ăla și că nu știu ce, faptul că e cilindru mi-a tăiat orice șansă de a face proiecție și a mă simți bine. Dacă aș fi putut să fac proiecție, era minunat. Era cercul de bază și la revedere. Nu se poate la cilindru. Pentru că nu admite parametrizare carteziană. Bun. Acum, am ajuns la etapa la care chiar trebuie să calculez vectorii tangenți cu mâna. Sper că nu este nici o problemă. Haideți să urmărim calculul. Parametrizarea vectorială, x, adică 2 cos t pe versorul i, 2 sin t pe versorul j și z pe versor k. Bun. Cum am calculat rt? Păi am derivat parțial în raport cu t fiecare componentă. Prima, 2 cos t derivat în raport cu t mi-a dat minus 2 sin t. 2 sin t u
de la J, derivată în raport cu T dă 2 cos T și Z-ul derivat în funcție de T dă 0, evident. Și cealaltă, celălalt vector tangent în raport cu Z, evident, dă 0, 0 și 1. Deci sunt derivatele parțiale ale parametrizării vectoriale. Calculez pe bune de data asta, fără formule, fără nimic. Mi-am stabilit faptul că parametrii sunt T și Z, că așa am vrut în ordinea asta. În ordinea asta îi scriu și în produsul vectorial. Da? Pe prima linie versorii, pe a doua linie, linie componentele lui RT, pe a treia linie componentele lui RZ. Și am obținut componentele 2 sin T, 2 cos T și 0. Norma din nou dă o constantă. Am ales exerciții de acest gen ca să nu vă încurce și norma să mai rămână cu variabile pe acolo. De ce? Ca să nu vi se complice foarte mult calculul integralei duble. Nu din alt motiv. Dar rețineți că norma aia nu trebuie să dea neapărat o constantă. Poate să rămână și în parametrii pe care îi aveți. Bun. În acest moment am aproape rezolvat, mai am descris elementul de suprafață, de sigma. Am rezolvat partea de calcul, partea de parametrizare. Și acum atenție că integrala dublă pe care o aveți de făcut nu are legătură cu proiecția. Ce am spus la teorie? În cazul în care facem parametrizări generale, știm deja domeniul parametrilor datorită parametrizării făcute. Cu alte cuvinte, când aveți 2 cos T, 2 sin T și Z, știți unde stă T și unde stă Z? În cazul acesta, da, 0,2pi T-ul și de Z-ul... Ce 0,2pi? Stai un pic, de ce 0,2pi? A, 0,2pi, scuză, m-ai zis corect, mă scuzi, am avut senzația că ai zis pi pe 2, scuze, da. 0,2pi, că nu avem nicio restricție, da. Da. Ok. Și Z? Păi Z între 0 și minus x pe 2, care x este r cos t. Corect. R-ul cunoaștem care e 2, deci 2 da. Cos t. Corect. Și prima dată trebuie să rezolvăm integrala cu x, bine, cu Z, de fapt. De Z. Da, deci fiți atenți că în momentul în care folosiți parametrizări care nu sunt canonice, aveți domeniul pentru parametri. Numai că trebuie să nu vă speriați. Sunteți obișnuiți să lucrați în tot felul de, mă rog, nu sunteți obișnuiți să lucrați cu tot felul de alte litere, dar încercați să vă obișnuiți, să scăpați de chestia asta, aolo, dacă nu e X și Y, ce fac? Deci, noi voștri parametri sunt T și Z, așa-i cheamă. Foarte bine. T-ul, ce pot să spun despre el? Păi n-am nicio restricție, n-am nimic, rămâne între 0 și 2pi, așa cum rămâne la parametrizarea clasică, da? Pe coordonate cilindrice. Bun, deci n-am doar o bucățică, am T-ul 0,2pi. Z-ul, mă uit și eu în enunț, între cine și cine stă Z-ul? Păi vi s-a dat în enunț, între 0 și minus x plus 2. Bineînțeles că nu am voie să mai lucrez cu x, x a dispărut din peisaj, scriu cine este x. Adică, exact ce a spus colegul vostru. Extrem de corect. Domeniul de integrare are parametrii T și Z. Astea sunt necunoscutele pentru D. Da? Trebuie să văd unde stă T-ul, 0,2pi și trebuie să văd unde stă Z. Păi din enunț între 0 și minus X plus 2. Și nu uitați că făcând această parametrizare, X-ul este R cos T. Atât aveți de înlocuit. Și bineînțeles că domeniul este de tip intergrafic, dar un intergrafic banal, mură în gură, nu trebuie să-l desenați, atenție, nici n-ați prea avea cum în această situație, aveți T-ul între 0 și 2pi și Z-ul între 0 și o funcție de T. Un intergrafic clasic și puneți mâna și rezolvați. Fiind intergrafic, nu aveți nevoie de Iacobian și de alte chestii. Da? Iacobianul apare numai la schimbare de variabile. Da? Deci, conform regulii de la intergrafic, rezolvați întâi integrala în Z care ține intergraficul, uitați-vă la capete, rezultatul este banal, este minus 2 cos t plus 2, în integrație între 0 și 2pi și este ceva absolut banal. Partea dificilă era, 1, parametrizarea, să scăpați de șocul că n-aveți Z, aoleu, cum parametrizați un cilindru, și a doua etapă mai dificilă a exercițiului era acest domeniu D, să puteți să-l scrieți corect cu parametrii T și Z. Deci, cele trei tipuri mari de exerciții pe tema integralelor de suprafață de prima speță, cam astea sunt, cu parametrizări carteziene și uitați-vă situația în care nu puteți parametriza cartezian când aveți cilindru.
Bun. Cam astea au fost minunile pentru ziua de astăzi. Orice întrebare, orice nelămurire, vă rog frumos să vă gândiți și să o formulați. A fost totul chiar așa de simplu? De obicei este un capitol greu. Lumea are întrebări, multe nelămuriri. Aș avea eu o întrebare. Te rog frumos. Deci noi am scris vectorul normal în funcție de T și Z. Dar da. Dacă ne-am scrie în Z și T, singurul cu care s-ar schimba ar fi calculele, nu? Ce ar fi? Dacă l-am scrie invers, în funcție de Z și T. Am schimbat doar calculele. Da. Da, evident. Deci, foarte important este momentul în care scrieți parametrizarea vectorială și vă fixați voi ordinea parametrilor cum vreți. De exemplu, eu am ales aici T și Z. Când faceți vectorul normal, să faceți produsul vectorial între RT și RZ. Scriați pe dos. Nu era nicio problemă. Numai că la produsul vectorial trebuia să răsucești cele două linii. Linia 2 cu linia 3. Da? Deci calculul era diferit. Calculul. Mă rog, componentele erau pe dos. Mulțumesc. Da? Deci nu se schimbă fundamental modul de abordare al problemei. Dar trebuie să aveți grijă de acest lucru. De ce? Pentru că dacă voi scrieți RT, RZ și faceți vectorul normal, e un pic de fizică aici. Produsul ăla vectorial vă ține cumva și direcția. Deci, în momentul în care aveți planul respectiv tangent, vectorul normal trebuie să fie orientat în sus. Dacă tu le pui pe dos, o să ai surpriza să fie orientat în jos. Înțelegi ce zic? Produs vectorial, regula Burghiului drept și alte chestii de la fizică. Da, da. Mă rog, vag, dar hai să zicem. Da, deci ideea e următoarea. Când vă fixați ordinea de scriere a noilor parametri, păstrați ordinea în produsul vectorial. Asta este ideea, ca să nu aveți surprize, să se schimbe orientarea acestui vector. Pentru că nu e corect să avem planul într-un fel și vectorul orientat invers. Da? Adică să lucrăm cu vectorul normal și nu cu minus vectorul normal. Da? E în regulă? Altceva, altă întrebare, altă nelămurire, la oricare din exerciții, la partea de teorie. Unde credeți voi că vreți să mai întrebați ceva? Ok. Dacă n-aveți ce întreba, eu nu pot decât să mă bucur, înseamnă că chiar ați înțeles, nu? Aș avea eu o întrebare. Te rog. La un exercițiu din fișa cu exerciții la integrale de ordinul 2. Bun, stai un pic. Așa, are legătură cu cursul sau opresc înregistrarea și discutăm? Că dacă e vorba de teme mai vechi... Nu, nu are legătură. N-are legătură. Bine, atunci stai o clipă.